Salutare, oameni muncioace, eu sunt Andy. Nu-mi stă bine părul, dar nu asta e important. Bine v-am găsit la un episod din Maps from Subs. Înainte să începem acest clip. Ok, sper că nu am spart ceva. Bun, n-am spart nimic. Eram pe game-ul și am dat din greșeală cu mâna și puii mei. Uitați-vă ce am făcut. Bun. Deci da, bine am găsit la un nou episod din asta, din Maps from Subs, nu mai dau cu mâna. Înainte să începem acest clip, nu mai pot saluta. Vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like, să trecem cel puțin 1000 și ceva de like-uri pentru această serie, ca să mai putem pune episoade în continuare, bine, adică oricum putem, dar să mă motivez și pe mine. Bun, suntem aici, să vedem harta 100% testată, dă Doamne. Avem info pe care am luat-o din greșeală. Eu sunt Andrei, salut Andrei, eu sunt Andrei și pe mine eu cheamă tot Andrei, high five, pac! Și ți-am făcut o mapă, este prima dată când fac o mapă, sper să-ți placă. La final s-a curs o notă mape. A, da, mapa îl include și pe drăgălaș Shuhuhu de Justinel. Succes, mersi frumos. Poveste, un hater psihopat vrea să-l șteargă canalul de pe, YouTube. El ți-a pus niște capcane pentru a nu ajunge la el. Tu trebuie să te duci să-l la hater să-l distrugi PC-ul pentru a nu îți șterge canalul. Ce idiot, Doamne, asta ar fi o tragedie chiar. Nu sparge blocuri, poți sparge blocuri doar la anumite nivele. Nivelele unde poți sparge blocuri sunt cu are un sign cu steluță, ok. Nu folosi game mode, îl poți folosi doar dacă îți iese foc din ochi. Distrează-te la final, acordă o notă mapă. Ok. Sper că n-am sărit cea. Mai ceva pe aici, game mode 0, ia să vedem, funcționează ăștia. Merge. Game mode keep inventory true. Hai să facem așa. De fapt, stați. /AWN.INATM. Da. / Da, am asta, am. Asta am vrut să verific. Mă rog, ce mai scrie? Mob Griffin Falls, dificultate 0, peaceful. Dar cred că e deja, nu? Da. Nivelul 1, are ceva nivele, 6 nivele, bun. Hai să-l închid tu, casca lui Andy, platoșa lui Andy, pantalonii, botoșii și sabia. Bun, mă bucur că ai numit botoș, pentru că așa numesc tot ce am în picioare, botoș, poc, poc, punem ăștia aici. Vopt. Asta de aici, n-am nevoie de ele. Bun. Hop. Haideți să trecem frumos spre nivelul 1. Spawn point. Nu funcționează, ne dau noi spawnul 1. Bun, stați să-mi dau și mod 0. Bun. Ok. Info. Parcur. Este foarte ușor. Levelul 1. Ai grijă, sunt și blocuri invizibile. Dacă vezi un buton zburător, acela este un bloc invizibil. Baftă. Toate săriturile posibile sunt posibile. Fuck it. Aha. Avem și blocuri invizibile? A, fac. Dar se putea să nu... Deci vă rog frumos, nu vă las de mine, nu știu ce am. Deci nu știu ce am, nu mă pot concentra și mă oftică. Mă, ce... A, stați un pic acolo, sigur e un bloc invizibil ceva. Ia stați. A, da mă. Și îl cercam să sar... Dădeam cu capul în el de fiecare dată, de-aia puii mei nu mergea. Mă, dar tot nu pot să sar acolo, săritură de 1, 2, 3, 4, frate, și ieși la înălțime, what? Asta se poate face? Mă, stai o secundă. Pot să sar? Da, frate, dar e la înălțime, nu... Cred că trebuie să vin totuși din viteză de aici, am un... Da, mă, se poate face, ok. Da, dar nu știu dacă pot să-mi iau o viteză peste tot. Băga-mi-ai și piciorușul grăsunel. Haide, viețile mele, bă. Sunt un nob la parcur, oricum, să știți asta. Întotdeauna am fost. Aaaa! Ce că parcur ușor. Bine, adevărul e că am și o tastatură de... Doamne ajută, uitați-vă, nici măcar nu se apasă bine când apăs pe ea. Nu pot să trebuie să bag piciorul. Deci nu mi-apasă, frate, când vreau eu. Du-te, mă, pui mei, săritura aia, chiar așa nu pot să fac cum e, la fel ca asta de aici, uite. Aaaa, să-mi iese fum din ochi. Nu. Băi, dă-te-mă în puii mei! Că nu pot așa ceva.
Auti și tu, bă. Ce rahat, mă. Deci nu, sunt cel mai prost la parcurs, frate, dar așa și sărături de 4 blocuri, ce? De fapt sunt de 3, dar de 3 cu una mai sus decât alta, nu. Cred că e aici. Trebuia... Bă, ce pui mei, bă, bun, și dacă care aici? Checkpoint, parcurs greu, dacă te nerezi, folosi... Ce, păi și asta a fost ușor? Așa. De unde trebuie să sar eu acum? Slime block jos. Aha. Trebuie să mă dea acolo. Da, bun. Ah, am lovit acolo un bloc. Cred că asta trebuie să fac, să sar pe... Ce? Am căzut... Căzut pe lângă. Ce pui mei, bă, nu merge? Cum am mărit. Trebuie să mă secundă. Mă, dar dacă încerc să... Nu merge așa. De aici nu pot să-mi avânt. Ce pui mei? Nu înțeleg eu ce fac aici greșit. Fac. Bun, am reușit, ok. Wow. Bun. Bun. Și acum? Oh, fuck! Ah, da, să nu... Ah. Asta nu pot să fac. V-am zis, și nici nu o să pot să fac. Stați așa să-mi dau game mode-ul, nu să mă duc aici sus, am. Deci eu pe asta aici mă crezi că eu nu o să pot să fac niciodată. Pentru că nici nu vă blocul și tot săritura de aia nu reușesc eu să fac până acum. Nu văd marginea blocului, frate. Și nu știu cât mă ține, bine că... Nu, nu pot. Eu dau, mă pun direct aici că nu pot. Este posibilă săritura? Ce mi-e săritura asta și ce mi sunt alea de acolo, în pui mei? Dacă e posibil, hai să facem. Ai de viața mea, fraților, cât am stat la acest parcur. Mă, ce pui mei fac greșit, mă? Nu sar de pe marginea blocului. De pui mei, bă, dar ce ca parcurul ușor, tot parcurul episodului ăsta e așa a fost, fratele meu, numai așa. De săritura asta, cum pui mei, Dă-i pui mei, e cam aici piciorul, n-are săritură, gata, și acum ce fac? Bravo, ai terminat parcurul spre lobby, bă, cam aici piciorul. Uf, măcar n-am terminat, cu game mode, da. Spam point nu merge, trage de 5 ori de mată. Ce... Unde aici e ceva bătaie, cred că dificultate 2. Nu merge. Ba da. Times and night. Am game mode de 1. Ok. Ah, băga mea și piciorul. Oh, fuck it. Așa. Am și poizone. A, bă, dați-mă un pui, mi-ai murit și voi, dați-mă un culo de bulangerii. Rambo mod activated. Uite ce frumos a scris Andy cu steaguri. Trebuie să-mi dau dificultate peaceful înapoi. Și acum, lobby, ok. Eu nu-s Bogdan Bercea, să închidem, că avem, filmez ceva și îi zic să vorbim după aia. Ok, am și slowness, bă, câte mi-au luat ăia. Ce încredere, ce merg. Oh, ne-am întors un lobby. Hai, să către nivelul 3. Dificultate 0, times a day, spawn point. Stăzi, bă, adăugă, nu point. Oale, aia nu cred că trebuia să fie acolo. Am scăpat. Bravo, lobby este. Hai să ne mergem către nivelul 4, oameni buni. Arc. 2, 3. Mai încearcă, aia trebuie să fie ultima, că e cea mai grea de nimerit. Totdeauna. Nivelul 4 am fost? Da. Nivelul 5.
Times a day, the doper. Gândește-te bine la alegerea ta. Mai prostuț, mai bunicel. Kit apă, kit lavă. Alege kitul pentru boss fight. Bun. T/ supra w1.t. Mi-arăt kit lavă. Deci aici nu. Bun. Aici e un chest, dar tu nu te-ai gândit bine. Eu... Cum puii mei cad acolo și nu mor? Nu, nu, acolo n-am cum să mă duc, mă duc la apă. Dă două păr, mă, ce e pe aia? Bă, că-s bun la dă două păr, ce ai? Dar care e? A, e ăla din partea cealaltă. Ok, măcar să nu știu să nu mai încerc să cad acolo. Ok, trebuie să țin fovul băgat, că dacă nu... Bun. Îmi ba piciorul. Am aterizat o dată. Un pic mai aveam, bă, un pic mai aveam. Băi, tu ești nebun! Hai de viața mea. Băi, dar e nebunie! Pe ăla cu navă l-am nimerit, dar degeaba l-am nimerit. Sunt foarte aproape, dar... E foarte greu să nimerești un singur bloc, vă dați seama. Și e și distanță foarte mare. Oh, trebuie să-l nimeresc eu. O, bă, gamea și piciorul și atât de aproape și totuși atât de departe. Asta e, mă! Oh, chitapă. 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 Ok. Dar e mai bună asta. De fapt, tot pe acolo. Eh, ok. Lobby. Ce? Ce? Stai. Ce? Să nu spui... Să nu spui că nu mă duci în lobby. Ok, nu mă duci în lobby. Și de ce oare... Nu funcționește command blocul, dar de ce? Asta nu mai vine a mea, băieților. Ia să văd ce era totuși, dacă tot stai aici, ce era în kitul de lavă. Dacă n-am nimerit aici, asta e. Da, poate butonul ăsta mă duce la lobby. Asta e, ăsta mă duce. Ce vreo, Andy, mă, ce mă sperie ei. T/ game mode 0, bun. Ok. Și avem level 6, boss fight. Cheamă hater... Oh, what? Stai, cheamă haterul. Ia vreau că mă băgam aici picior, dificultate 2. Ea s-a pus, da. Ia chiar după ce să vin și hater să scriu așa cu ea, bun. Sparge PC-ul, bă, băgam aici piciorul în tine de hater împăxit. Păi n-am mâna, vino în față, stai să vână. Hai, fraier, să te văd. Fraiere. Bine, cred că mă rog să dau cu sabia mea, că totuși... Ia eu, au, băga mea și piciorul în gurita ta. Am sharpness pe ea, fraiere, tu ce ai pe ea? Iu, m-a băgat în lavă, nebunul. Oricum ești dus, ca și mort, fraiere. Pa! Bine că nici eu nu mă amul și mă duc. Absorption, ok. Hai să luăm cheia și să deschidem, să-i spargem PC-ul. Băgăm aia și piciorul în PC-ul lui. Ăsta e PC-ul lui, mă. Cheia către celule. Stai puțin, ce? Poți intra aici doar dacă l-ai găsit pe Justinel. Și unde e Justinel? Ce? Justinel, te-am găsit, frățiorul meu drag. Ăsta vrea să fie Justinel? Fisherman Head. Cred că aici trebuia să fie stilul cel genul ăsta, să construit, nu știu, cumva. Dar cred că s-a distrus.
Este el, te-am găsit. Au, băga mai piciorul în calculatorul hertărului ăsta, bulangiu. Bun, și acum poți intra aici doar dacă l-ai găsit pe eu. L-am găsit, ziua următoare. Apoi ziua următoare. Tu știi înseamnă ați la McDonald's și ați mâncat un hamburger mega faină de fericit. Yay! Yay, 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 tu pe stinele. Te vedeți, o zise că așa trebuie să fie. Asta e Mac, da. Andy, Andy. Ia să ne. Ce tot acordat pe mai vreme apă de la mine? Băi, sincer, ai avut o mapă destul de bună, cu o poveste interesantă. Parcurul a fost bun, chiar dacă eu sunt în varză la parcur, dar asta nu înseamnă că n-a fost un parcur bun și bine făcut. Și chiar m-a plăcut și designul și tot și povestea, deci da, eu o să-i dau un 8-8-50 pentru că mi-a plăcut mapa. Și da, desigur, dacă mai poți să faci mapă, cum să nu, familie și trimite-le mele la adresa la mea pe care de altfel toată lumea o poate găsi în descriere, să nu mai nebunezi după aceea. Cam atât cu ce. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa!